Bătălia pentru primăria municipiului Chișinău continuă. Lista candidaților este lungă, doar că cea a problemelor din oraș e infinită. În cadrul emisiunii Chestionare Electoral le-am adunat pe cele mai importante și le supunem atenției celor care vor să conducă orașul pentru a vedea ce soluții au, tocmai pentru a-ți face alegerea mai ușoară. Chișinăul se sufocă în ambuteiaje. În ultimii 30 de ani, numărul automobilelor în Republica Moldova a crescut de 5 ori. La începutul anului, în Chișinău erau înregistrate peste 300.000 de mașini. Conform prognozelor, în următorii 10 ani, numărul se va dubla. Creșterea are loc într-o infrastructură rutieră practic neschimbată în ultimele 3 decenii. În lipsa parcărilor, șoferii își lasă mașinile atât în stradă cât și pe trotuare. Chișinăul se sufocă în fiecare zi din cauza ambuteiajelor. Problema se acutizează în orele de vârf, dimineața și seara, când oamenii pleacă și revin de la serviciu. De la Ciocană până aici fac o oră. Când vin după ora 10, spre exemplu, fac 20-25 de minute. Infrastructura Chișinăului e depășită și nu corespunde numărului mare de mașini, care în ultimii ani este într-o continuă creștere. Unele artere ale orașului se circulă bară la bară aproape în fiecare zi, iar motivele sunt diferite de la o zonă la alta. Pe strada Mihai Viteazul, de exemplu, se circulă cu dificultate, practic, pe tot parcursul zilei. Problema a apărut după ce podul a intrat în reparație, iar traficul rutier a fost parțial suspendat. De când circul pici, am văzut două luni. Tot timpul și în partea asta și în partea asta, suntem două părți. Și în partea asta tot se face podul, și tot timpul ieși. În special dimineața sau seara, după orele 4, pot sta aici foarte mult timp. Și mașinile parcate la nimereală duc la formarea ambuteiajelor în Chișinău. Cum și când am putea scăpa de ambuteiaje? E întrebarea la care ne răspund următorii 7 candidați înregistrați în cursa pentru fotoliul de primar al municipiului Chișinău. O problemă colosală este administrarea incorrectă în viziunea noastră a acestei probleme, deoarece, într-adevăr, ambuteiajele fac parte zi de zi din viața noastră, deoarece mulți nu își pun întrebări simple. Cum să scap de ele? Noi venim cu soluții concrete și foarte simple, cum ar fi investirea masivă în traficul public modern, unul care se corespundă tuturor necesităților, să nu fie doar un transport procurat la mâna a doua care este pe garanție, cum cu părere de rău acea istorie de la Isuzu care o cunoaștem. Totodată, noi venim cu programe ca cetățenii să fie cointeresați să treacă în transportul public. Una din acestea ar fi 15+, care ar oferi posibilitatea cetățenilor, dacă în moment când ajung la servici sau au o altă destinație și sunt în situația când fac schimbul la două mijloace de transport public, în cazul dacă transferul durează 15 minute, atunci a doilea va fi gratuit. Alta ar fi, desigur, reparația drumurilor pe timp de noapte și a podurilor, noi considerăm, pentru că ceea ce vedem, acest eșantion de lucru în an electoral pentru a arăta cât de eficient sunt cei din administrare, îmi pare o greșeală enormă, trebuie de fiecare dată de luat în calcul confortul cetățenilor și de gândit cum să facem acest lucru. Și cel mai important proiect cu care noi venim este acea centură de ocolire, inclusiv electrică, în jurul orașului. Am spus că am avut întrevederi cu investitori chinezi care sunt gata să facă acest proiect pentru că sunt specializați și construiesc astfel de centuri atât în China cât și în Europa. Un proiect costisitor, de fapt, peste 1 miliard de euro, care bani care municipalitatea nu îi are, dar într-un parteneriat public-privat corect și bine gândit și are rostul. Problema cu ambuteiajele în municipiul Chișinău, ea trebuie abordată complex. În primul rând, trebuie de făcut un studiu, nu din birou, de la masă, dar în fiecare parte a zilei, care este traficul de mașini, în fiecare lună, în fiecare anotimp. Da, el durează, acest studiu, dar este necesar, pentru că de multe ori se reacționează la declarațiile conducătorilor auto, că este ambuteiaj, ce să facem, și se primesc măsuri așa de urgență. A doilea, trebuie de creat parcările la intrări în oraș, pentru că cei care nu au nevoie de deplasare în oraș se poate să parcheze la intrarea. Sunt bani și în Chișinău, sunt și în diasporă. Propuneți proiecte, parteneriate publice-private, se vor construi
aceste parcări și ele vor fi funcționare. Alt subiect ar fi centura municipiului Chișinău, despre care tot mult se vorbește. Următoarea subiect ar fi și o soluție ca să fie la intersecțiile aglomerate, să fie instalate treceri de astea denivelate, ca să poată să circule mai operativ și să nu staționeze la semafoare și să stea în ambuteiaje. Și o altă soluție ar fi ca să fie îngreunat accesul în centru capitalei la mulți conducători auto care nu au nevoie ca să fie în centrul orașului. Cu certitudine avem un plan și lucrăm continuu. Am zis că municipalitatea este responsabilă în primul rând de partea de infrastructură. Asta ar însemna drumuri, trotuare, parcări, semafoare, benzi dedicate, transport public și tot așa mai departe. Lucrăm absolut pe toate aceste domenii și intervenim. Deci soluțiile sunt foarte simple, dar și complexe în această privință. Planul de mobilitate urbană la care lucrăm trebuie să revadă toate absolut lucrurile ce țin de mijlocit de transportul public, trafic, drumuri, străzi, transport alternativ. Deci este o abordare complexă și acest lucru îl facem cu Uniunea Europeană în cadrul proiectului Move It Like Lublin. Eu cred că rezultatele proiectului vor fi deja la sfârșitul acestui an, începutul anului următor, astfel ca să ne putem prioritiza pe fiecare componentă în particular. Sunt multe lucruri care le pot spune anticipat, da? E și centrul de monitorizare a traficului care se coordonează activitățile cu Ministerul de Interne în această privință, cu acces date. Evident că sunt și benzele dedicate, evident că sunt parcările. Avem studii foarte ampli și consistente pe organizația circulației rutiere în municipiul Chișinău. Evident, ceea ce am vorbit, sunt drumurile care ar trebui să existe ca și soluții suplimentare la descongestionarea traficului în această privință. De exemplu, strada Mesager împreună cu Albișoara să aibă componenta de a dubla deci într-un fel traficul și capacitățile de pe Ștefan cel Mare și tot așa mai departe. Ce infrastructură noi utilizăm? Infrastructură care a fost proiectată și construită în cel mai bun caz în mijlocul anilor 80, la începutul anilor 90, care nu a fost proiectată și preconizată, construită pentru a acumula acest trafic mare generat. Nu uitați, intrările în Chișinău, suburbiile și raioanele din vecinătate, numai intrarea din partea Orheiului, din partea Stăuceniului, noi avem câte 2-3 mii de vehicule pe oră, în total aproape de 30 mii vehicule pe zi. Înțelegeți că infrastructura nu este gata să absorbe absolut acest trafic. Ce se poate de făcut? În primul rând, imediat implementați sisteme automatizate de management a traficului, cum este în toate țările dezvoltate, în toate municipiile mari. Am experiență personală, am vizitat aceste centre și în Viena, Traffic Management Center, am fost și în Stockholm, unde țările la fel au partea istorică cu străzile înguste, dar acolo n-a să vedeți așa ambuteiaje. De atât că este dirijat acest trafic foarte, foarte profesional, utilizând deja elementele de inteligență artificială. Dacă vorbim de modificare și îmbunătățire infrastructurii de transport, de mult trebuie dizolvate. Sunt deja în discuție de mai multe ani lărgirea infrastructurii și drumurilor și a străzilor. Știți de strada Mesager. Un alt exemplu, dacă doriți, așa numită Scarasnaia, de lângă Tutun CTC, unde conform planului, încă din Uniunea Sovietică, a fost preconizată o pasarelă peste cale ferată. Și atunci, prin construit acest pod, pasarelă, noi rezolvăm definitiv ambuteiaje în acest loc. Și cea mai durabilă soluție, totuși, dezvoltarea transportului public. Transportul public comod, rapid și suficient. Numărul autoturismelor crește de la an la an. Până la 7-8 ani vom avea jumate de milion de mașini. Asta fără numărul de mașini care circulă în tranzit Chișinăul în fiecare zi. Prin urmare,
Eu sunt, nu abordez aceleași, nu am aceleași abordări față de această problemă cum au alți contracandidați. Și ce vreau să spun aici? Sunt un înverșunat părtinitor al transportului public și nu văd altă soluție pentru Chișinău sau pentru fluidizarea traficului decât replicarea, înmulțirea, să spunem așa, din belșug a benzelor destinate transportului public, dar totodată cu construcția așa numitelor parcări de captură. Adică ce am în vedere? Vorbim de calea Urheiului, unde se îmbulzește dimineața suburbiile dinspre nord. Avem calea Ieșilor, unde vine Strășeniu, Călărașul și la fel suburbiile. Și avem Bulevardul Dacia, care vine dinspre aeroport. Astea sunt cele mai problematice artere, unde trebuie să punem, să construim aceste parcări de captură. Ele pot fi supraetajate, pe lângă ele se preconizează a fi construite și stații terminus pentru troleibuze și autobuze. Și astfel, omul vine la intrare în Chișinău și lasă autoturismul, achită, desigur, dar punem o plată pertinentă. Și folosește transportul public. Scopul nostru și provocarea noastră este să scoatem, să decongestionăm în general numărul de mașini care vin zilnic în centrul Chișinăului. Centrul Chișinăului trebuie să fie pentru pietoni și doar pentru transportul public. Este un lux să vii cu mașina și un moft să vii cu autoturismul personal în centrul orașului. Nicăieri, în alte părți, de exemplu, autoritățile locale le explică, educă populația. Когда мы умеем видеть масштаб вопроса, мы знаем, как решать все остальные причинно-следственные связи. Если у нас будет разработан генеральный план муниципия, мы будем четко понимать, в какой сейчас находится ситуации и наши парковки, и наши транспортные развязки. И на сегодняшний день, да, вот мы видим, по сути, что за счет междеревьев вот этого пространства есть парковки. Но это решается вопрос десятка машин, да, ну, максимум сотен машин. Но ведь с каждым годом количество автомобилистов и машин в городе становится больше. Соответственно, проблема только растет. Это говорит о том, что на сегодняшний день приняты меры, но это меры недостаточно эффективны для решения вопроса. Поэтому мы видим с нашей командой, с патриотами Молдовы, решение этого вопроса как установка, во-первых, умных... секунду, не светофоров, светофоры это для, скажем, чтобы пробок не было, а для парковок непосредственно мы хотим разработать план подземной многоуровневой парковки на площади Великого национального собрания в центре города, где историческая часть нашего муниципия, и сделать эту парковку на тысячи машин. Для того, чтобы уже здесь масштабно снять вопрос парковок, чтобы человек мог оставить машину, заниматься своими делами, на общественном транспорте спокойно передвигаться. Когда уйдут вот такие парковки вдоль дороги, где вообще, вот даже вот сейчас, если мы посмотрим, вот машина остановилась, она включила аварийку и стоит. Это уже создает некий затор сегодня. А если это еще час пик, то это уже пробка. Sunt mai multe soluții și noi nu trebuie să inventăm alte instrumente decât cele care sunt folosite bunoară în Uniunea Europeană, în capitalele Uniunii Europene, inclusiv în București. Unele din soluțiile de bază care ar fluidiza traficul, ar facilita transportarea, să zicem, a angajaților către instituții, a locuitorilor în municipiul Chișinău către necesitățile lor, ar fi parcările amenajate la intrarea în Chișinău, în orașul Chișinău. Bună oară la intrarea spre aeroport, șoseaua Hâncești, zona Lasculeanca, în preajma lacului Lasculeanca. Terenuri disponibile cu siguranță se găsesc și am putea face aceste parcări. În același timp și în același tempo să dezvoltăm și transportul public. Bună oară troleibuzele, baza electrice sau troleibuzele cu baterii reîncărcabile. Altă soluție ar fi ca să fie amenajate și parcări în zonele adiacente curților blocurilor. Iar acest lucru se face împreună cu locatarii curților de blocuri. O altă soluție ar fi ca să fie o reevaluare și un monitoring a semafoarelor care funcționează
la intersecțiile din municipiul Chișinău, fiindcă ele nu au un sincron, ele creează și ele ambuteiaje, de aia dacă ar fi un centru de control al semafoarelor, am putea fluidiza și am putea să monitorizăm unde sunt acele ambuteiaje. La sensurile giratorii am putea să facem trecere cu dublu nivel. O altă soluție ar fi ca parcările care sunt cu un singur nivel să fie supraetajate. Deși trăim în secolul vitezei și al tehnologiei, multe zone din Chișinău sunt desprinse parcă de civilizație. Curțile, unele chiar din centrul orașului, sunt pline de gropi. Blocurile au infrastructură învechită, unele vulnerabile la cutremure, cu lifturi într-o stare deplorabilă care riscă să se prăbușească în gol. Toate degradează inclusiv din cauza nepasării autorităților. Chișinăul, asociat cândva drept un oraș cu flori de piatră albă, se chinuie să devină un oraș european. Are multe probleme încremenite în timp pentru că cei care trebuiau să le rezolve fie nu au știut cum, fie nu au vrut. Câte căpitenii au fost la primărie, cred că nu trec pe aici. Ei trec prin Beciul de la Cricova. Clădirile simbol pe care le văd cei ce intră în Chișinău dinspre aeroport sunt așa numitele porți ale orașului. Imaginea publicitară e una, realitatea e alta. Scările de la intrările în bloc sunt distruse, în interior pereții sunt degradați, geamuri sparte sau pline de mizerie. Într-o stare jalnică sunt și alte blocuri din Chișinău. Foarte rău arată. Trebuie reconstruită. Vinovați de cum arată orașul sunt și cetățenii. În ultimii 15 ani, anexele de prin curțile blocurilor s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie. În acest cartier din sectorul Botanica, de exemplu, localnicii de parcă s-au antrenat într-o competiție a anexelor. Construcțiile în mare parte ridicate fără autorizații sunt foarte nesigure. Pun în pericol siguranța locatarilor și ascensoarele din Chișinău care au termenul de exploatare depășit. În ultimii 6 ani, Lift Service nu a schimbat în Chișinău niciun ascensor din cele 2500 pe care le are în gestiune, iar pentru lifturile vechi de peste 50 de ani nu se mai produc nici piese de schimb. În luna mai, un ascensor în care se aflau 4 persoane a căzut de la etajul 4 al unui bloc de locuit de pe Bulevardul Moscova. Din fericire, nu au fost victime. În Chișinău, multe curți au trotuarele stricate, care se transformă în mlaștini după fiecare ploaie. Eu m-am mutat în Gradas în 2006. De atunci a reparat nu a fost. Iată cum văd rezolvarea acestei probleme cei 7 candidați intervievați în ediția de astăzi a emisiunii Chestionar Electoral. Aceste probleme se confruntă în mare parte locatarii municipiului Chișinău, mai cu seamă în acele blocuri unde deja au o perioadă foarte îndelungată de exploatare și nu s-au făcut reparații, nu s-au dus o evidență bună oare câte blocuri sunt, câte lifturi au necesită reparații, ce piese sunt sau dacă este cazul de intervenit la general de văzut eficiența acelui lift. De comun cu autoritatea și centrală și administrația publică locală trebuie de găsit, de format asociații care să gestioneze aceste probleme. Sau bună oare cu deșeurile din deșeurile omenajerii a locatarilor. Fiecare sau le aruncă la locul unde nu trebuiește sau sunt acele zone sau acele canale unde vin tot felul de răzătoare, tot felul de mizerie, de miros insuportabil. Trebuie să scăpăm de aceste și blocuri cu arhitectură sovietică, trebuie să revenim la ceva de stil european. Și totul trebuie să se dezvolte în armonie, nu bunoară cum suntem aici, o bucată de trotuar este efectuată, altă porțiune a lăsat pe altă dată și într-un final nu s-a mai reparat nimic, adică s-a făcut un fel de plumbări sau un fel de cicatrici care suferă locatarii blocurilor și nemijlocit mamele cu copii, mamele care au și la întreținere, să zicem, copii mici, persoanele cu dezabilități și blocurile care deja au depășit acest termen, să zicem, de exploatare, trebuie reevaluate, trebuie de văzut unde trebuie de intervenit. Și trebuie să intervenim la eficientizarea energetică. Problemele legate de curți vin la pachet cu blocurile, cu ascensoarele vechi. În mare parte, clădirile cu 9 etaje, clădirile sovietice care au împânzit, care sunt peste tot în Chișinău, lifturile au rămas aceleași
din timpurile sovietice. Eu am cercetat recent problema, ele sunt instalate în 1976-1979. Asupra lor nu s-a intervenit decât cu o mentenanță care se face anual de cât întreprinderea municipală Lift Service. Dintr-un mandat de 4 ani, un an, omiteți-l, pentru că un an se duce pe birocrație, pe inventarierea blocurilor, prioritizarea blocurilor unde lifturile într-adevăr se află într-o stare deplorabilă și după care ai licitație, după care importul propriu-zis al ascensoarelor. Îți ia un an, l-ai pierdut. În 3 ani tu reușești să schimbi în Chișinău doar 180 de lifturi, dar blocurile sunt mult mai multe. Cât vine de reparația curților propriu-zise, oamenii la fel trebuie să înțeleagă că primăria nu e un sac fără fund. Că primăria orașului Chișinău are un buget de 10 ori mai mic decât bugetul Republicii Moldova, pe când în Chișinău trăiește aproape jumătate din populația Republicii Moldova. De aceea, orice proiect de anvergură, de reparația blocurilor, de termoficare, de tot ce e legat de curțile din Chișinău, poate fi făcut doar și cu contribuția cetățenilor. După principiul 70-30, 70% sunt banii municipalității, 30% sunt banii colectați de locatari. Eu pentru Chișinău am prevăzut în conceptul și în programul electoral, dar și în viziunile noastre pentru reparația blocurilor, repararea 48 de curți în fiecare an de mandat. Asta este numărul maxim și realizabil. În linii generale, vedeți că nu se discute pe larg în societate această întrebare, dar au fost construite case, inclusiv din anii 50-60, cu durata tehnică de viață a caselor de 50 de ani, care de mult este depășită, dar chiar și aceste 50 de ani pot fi atinse numai în caz în care sunt respectate cerințele de întreținere blocurilor, reparații la timp, nu admiterea apei să pătrundă în subsolurile și multe alte. S-a făcut acest lucru? Nu peste tot. Revizia tehnică a blocurilor, când ultima dată s-a făcut? Numai în caz în care noi vedem deja crăpătură sau fisură vizibilă și atunci deja intervenim și spunem că dacă gata, blocul e variat, haideți să facem ceva. Nu e problemă specifică numai pentru Chișinău, e o problemă care scoare confruntă practic toate orașele mari din fostul Uniunii Sovietică, dar și din țările blocului sovietic, inclusiv în România, în Germania, Bulgaria și alte țări. Dar, foarte interesant, acolo aceste probleme sau deja sunt definitiv rezolvate sau sunt pe calea de rezolvare. Sunt o sumedenie de abordări cum se poate de făcut acest lucru. Uneori se poate de combinat câteva de astea. Este aportul și a primăriei, este aportul și a business-ului privat, companiilor de construcție. Ultimul, ne-a plăcut foarte mult abordarea care a fost recent înainte de război, care a votat în Ucraina, care deja acumulează foarte experiență din toate țările care au început acest proces. Dacă noi înregistrăm terenul normal pentru aceste blocuri din fondul vechi locativ, dacă noi creăm conform legii condominiumului, creăm asociații de proprietari din condominiumului și deja aceste asociații pot discuta sau prin intermediul municipalității și primării sau direct cu companii private. Când ai terenuri, nu poți construi în loc de 3, 4, 5 etaje, poți construi mai mare. Poți asigura cu un apartament cu calitate de viață, calitate în genere, cu confort mai mare. La ziua de astăzi, noi cunoaștem că undeva la vreo 90% apartamentele sunt în proprietate privată. Noi avem, deservesc aceste blocuri undeva vreo 80%, întreprinderile municipale de gestionare a locuințelor care se află în faliment. Percep bani, banii se duc, nimic nu se face pentru că au datorii. Și din cauza aceasta și nu se mișcă nimic. Pentru că, vă zic, lucrul este pe jumătate făcut. Nu s-au făcut asociațiile acestea de locatari care trebuie să gestioneze, trebuie să implementeze. Trebuie să înțeleagă ca și un om la țară, asta este casa mea, eu îi port grijă, așa aici. Eu am privatizat apartamentul, am și niște costuri pentru întreținere. Și ce se referă la curți, eu cred că o soluție ar fi ca primăria să îndemne cetățenii să se implice toți locuitorii din curte. Ce se referă la amenajare, dar ce se referă la drumuri, la, eu știu, instalarea unor
centre pentru copii de sport. Desigur, aici primăria trebuie să se implice și trebuie să fie iarăși un program complex pe mai mulți ani, indiferent cine va fi primar. De ce culoare? Ascensoarele, fix așa situație, ele sunt periculoase în Chișinău și sunt foarte, foarte obosite. Avem și accidente, avem și cazuri când cetățenii cu mici copii, mamele, ridică 5-9 etaje pentru că nu funcționează. Aici tot trebuie de găsit surse financiare pentru a fi înlocuite. Делают вроде тротуары, да, но это на сегодняшний день. Я, конечно, за то, чтобы город выглядел красиво, да, чтобы были тротуары, чтобы было облагорожено, но почему это делается где-то так, чтобы, знаете, так, замазать глаза, а где-то вот, ну, мы видим сами яма на яме, где абсолютно вот невозможно ни пройти, ни проехать. Считаю, опять же, что нужно заниматься не просто фантиком и оберткой какой-то, да, а нужно, опять же, начинать с причины, почему мы к этому пришли, как этот вопрос решать. И на сегодняшний день делать не только тротуары, но и возможность подъезда, и возможность заезда, и, опять же, остановки. И вот это вот так, чтобы идти ночью и не сломать эти ноги. Но это опять же все, это, скажем, те маленькие причины, которые вытекают из того, что на сегодняшний день, опять же, у нас не заложен генплан. Если говорить про наш жилой фонд старый, да, то это действительно такая, наверное, злободневная вообще тема сегодня. Потому что новострои строятся, у них есть свои организации обслуживающие, а старый фонд, по сути, остается самой такой уязвимой, наверное, да, на сегодняшний день как раз-таки точкой, куда все это бьет. И вот на сегодняшний день мы пытаемся уйти от ЖЭКов, да, но тем самым в первую очередь мы прям бьем по нашим людям незащищенных, скажем, вот социальных слоев. Прежде всего, это наши родители, это наши бабушки, дедушки, это малообеспеченные семьи, потому что, как правило, в старых жилых фондах живут они. И куда должен теперь этот человек обратиться с вопросом, чтобы сделать ремонт, да, чтобы было безопасно жить? În curțile blocurilor am intervenit în 30%, dacă luăm o medie pe Chișinău, și evident că în celelalte situația este în așteptare pentru a fi rezolvată. Dar vreau să amintesc că în 30 de ani nimeni n-a cărat nicio căldare de ciment în curțile blocurilor locuit, iar infrastructura era absolut degradantă. Astăzi avem sute de blocuri în care se schimbă acoperișul, geamurile, multe alte aspecte legate de infrastructură, cum ar fi rețelele. La fel au fost amenajate trotuarele, carosabilul, terenuri de joacă pentru copii, terenuri de fitness, sute. Suficient? Nu, nu este suficient și vom munci în această privință ca să creștem în mod continuu acest standard de calitate și trai pentru locuitorii municipiului Chișinău. O vom face cu dedicație, așa cum am făcut-o și până acum, dar cu un accent mai sporit. Cel mai mult am intervenit în Ciocana, pentru că e un sector mai nou, acolo se apropie de 40%, iar Botanica și Râșcani, ca sectoare foarte vechi, au cea mai mare solicitare de intervenții, în special curțile care au fost deci imediat după războiul 2 mondial construite, adică începutul anilor 50-60. De asta avem foarte multe și am intervenit în multe, dar starea într-adevăr este foarte, foarte avariată și necesită o atenție sporită. Acum că o să avem posibilitatea să acordăm mai multe atenție inclusiv curților, blocurilor locuit, aceste lucrări sunt mult mai ieftine decât cele pe care le-am avut în reabilitarea infrastructurii carosabilului sau iluminatului public pe străzile cele mai importante din Chișinău și ele sunt foarte multe. Deci, în acest context ne vom focusa, va fi o prioritate. În cadrul CMC-ului, echipa socialiștilor a votat pentru alocarea 30 de milioane de lei pentru efectuarea reparațiilor în curți, au grezilor, da, repararea acestor gropi care sunt la fiecare pas. Spre regret, tot anul a fost întins acest moment de reparație și vedem abia acum, iarăși la nivel de PR politic, în anumite ogrezi se fac aceste
grob și ni se spune că s-a început marea revoluție de reparație. Noi considerăm o greșeală, el trebuie să fie un lucru sistemic. Consilierii tot timpul din cadrul CMC-ului a echipei socialiștilor vor susține astfel de proiecte. Noi totodată, spre regret, avem deja implementată legea privire la condominium, care va crea și mai mari probleme în administrarea acestor blocuri, administrarea ogrezilor, dar și aici noi, ca socialiști, am găsit o soluție. Din acest considerent am propus bugetul participativ, astfel ca locuitorii anumitor blocuri, împreună cu municipalitatea, să poată contribui și să poată atinge, spre exemplu, să aibă un tandem, un cluster de lucru, în ceea ce privine reparația scărilor sau reparația curților. Noi venim și cu programul Grădina Mea, care iarăși permite ca cetățenii împreună cu municipalitatea să aibă acea conlucrare la dezvoltarea ogrezii proprii. Astfel, municipalitatea oferind atât instrumentele necesare, desigur și persoane specializate de la spații verzi, dar dorim implicarea cetățenilor, dorim ca să fie această participativitate masivă, pentru că fiecare trebuie să fim cointeresați în dezvoltarea, în modernizarea atât a ogrezilor personale, cât și a orașului per integru. Atât pentru astăzi. Ne vedem duminica viitoare la o nouă ediție Chestionare Electoral pentru a afla cum văd soluționarea problemelor stringente ale Chișinăului următorii candidați înscriși în cursa electorală pentru fotoliul de primar al municipiului. Pe curând!